Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în epistola Sfântului Pavel către Galateni, în capitolul 6, cu versetul 14. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Cruce sfântă, armă tare, ferimă de supărare, Sfântă cruce, armă dulce, fii cu mine, încotro mă-i duce. Sfântă cruce a lui Hristos, să-mi fii mie de folos. Cruce în casă, cruce în masă, cruce în toți patru cornuri de casă. Dumnezeu îi cu noi la masă. Maica sfântă la fereastră, îngerii împrejur de casă, Maica sfântă îi cu poala întinsă și pe noi toți necuprinsă, cruce în patul nost, Dumnezeu îi la capul nost, Dumnezeu ne-a apărat de vrăjmașul necurat, de șarpele înveninat, de iadul întunecat. Sfântă cruce, păzește-mă, Maică sfântă, acoperă-mă, Înger bun, trezește-mă, Doamne, mântuiește-mă. Amin. Doresc ca dragostea Tatălui, iubirea Fiului și sfințenia Duhului Sfânt să mă însoțească pe toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul Iisus Hristos. Amin.